Iubiți camarazi, ucernice părinte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați răspuns chemării de a ne aduna și în acest an într-o procesiune comemorativă pe care noi am vrut să o facem din 2015, de când a fost introdusă legea antilegionară, să o facem în continuare legală, deschisă, anunțată public, fără niciun fel de problemă. Autoritățile statului român, prin organele jandarmeriei și ale poliției rutiere, asigură ordinea și protecția acestui eveniment. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române, prin preacucernicul părinte de la Țigănești, părintele nostru, a oficiat slujba. Aceasta este imaginea României normale, a unei țări normale, a unei societăți normale, în care niște oameni urmași de sânge sau de spirit ai celor care au dus cea mai grea luptă cu comunismul și care au suferit însumând pedepse cu închisoarea colosale, ca să nu mai vorbim de miile de oameni care au fost exterminați în toate cele trei regimuri de dictatură cadistă, antonesciană și comunistă din secolul trecut. Acești oameni vor deci să-și comemoreze morții, să perpetueze memoria și numele lor, și numele lor trebuie să fie prezente în viața publică românească, nu așa cum doresc urmașii celor care au venit pe tancurile sovietice în 1944 și care vor să alunge încă o dată din societatea românească amintirea acestor oameni, să amputeze istoria așa cum au mai făcut-o odată acum 70 de ani cu ajutorul uneltei lor Roller, Mihail Roller, să alieneze în continuare tinerele generații, rupându-le de legătura cu acești eroi și în cele din urmă să reducă poporul român la o turmă de idioți spălați pe creier, mancurtizați, care să poată fi ușor de manevrat, de manipulat, de încadrat în alte noi Uniuni Sovietice. Avem astăzi alături de noi delegați din mișcările naționaliste cele mai de prestigiu ale Europei și mă refer la Falanga Spaniolă, de unde este prezent liderul acesteia, domnul Manuel Andrino, un om cu un curaj deosebit, care merge pe linia de neînfricare a întemeietorului Falangei Spaniole, José Antonio Primo de Rivera, asasinat mișelește de bandele comuniste în 1936, cu 2 ani înainte de capitanul nostru, așa cum au fost alți și alți liderei Falangei, așa cum a fost domnul Torresano, pe care am avut ocazia să-l cunosc, și care și astăzi Manuel Andrino, alături de distinsa sa soție, sunt veniți la București, iar noi ne simțim onorați în mod deosebit și îi mulțumim pentru prezența domniei sale. Este prezent ca în fiecare an avocatul francez Pierre-Marie Bonneau, reprezentant al organizației civice Jeune Nation și al Partidului Naționalist francez, descendentul direct al mișcării franciste interbelice. Acest om, pe timpul și pe munca sa pro bono, apără în Franța pe acei naționaliști care sunt tratați cu brutalitate și sunt supuși persecuțiilor din partea regimului represiv, mascat cu o mască democratică mâncată de șoareci. Am să menționez încă o dată că sunt prezenți aici doi dintre cei 14 camarazi care
În anul 1993, pe data de 30 noiembrie, au spart gheața și pentru prima dată, după ce împreună cu cei care mai trăiau și care au participat la ancheta din 1940, când s-a stabilit cu exactitate locul unde a fost asasinat Corneliu Zelea Codreanu, au încercat cât de cât să identifice acel loc și cu mare aproximație au fixat aici o primă cruce, după care în 1999 maestrul Cristian Ivanov împreună cu comandantul legionar Ștefan Georgescu au făcut această minunată troiță monumentală care s-a încercat să fie demolată de mai multe ori în ultimii 10 ani de către Institutul Elie Wiesel, fără succes. Noi vrem să le transmitem celor care vor să demoleze această troiță că dacă o vor demola, vor face alta și apoi alta și apoi alta și ne vom aduna întotdeauna aici atâta timp cât va mai exista România și neamul românesc, indiferent de consecințe. În urmă cu 2 ani, în anul 2021, procuratura a închis dosarul penal care fusese deschis pe numele meu pentru organizarea acestor comemorări și a constatat că această comemorare este legală și legitimă și a constatat de asemenea faptul că Corneliu Zelea Codreanu nu poate să facă obiectul legii antilegionare și al ordonanței de urgență guvernamentale 31-2002 pentru că nu a fost condamnat, cum spune legea, de nicio instanță națională sau internațională pentru crime împotriva umanității, crime de război sau genocid. La fel, nici mișcarea legionară nu a fost condamnată de nicio instanță națională sau străină pentru așa ceva. Este cuvântul unui procuror. Rezoluția există, am publicat-o și o pun la dispoziția oricui. În câteva momente începem ceremonia de anul acesta de comemorare a lui Corneliu Zelea Codreanu și a celorlalți 13 comandanți legionari asasinați în acest loc în noaptea de 29-30 noiembrie 1938. Astăzi este un moment important și chiar dacă plouă, așa cum rar s-a întâmplat să fie în vreuna din comemorările pe care le-am făcut aici, astăzi se împlinesc 30 de ani de la prima comemorare care a fost organizată de mișcarea legionară, de supraviețuitorii legionari, după 50 de ani de cruntă prigoană antonesciană și comunistă. În 1993, un grup de tineri inimoși, dintre care doi sunt astăzi prezenți aici, Cristian Neagoe și Florian Ilie, și care astăzi nu mai sunt deloc tineri, aflați fiind sub ascultarea unor veterani ai mișcării legionare, supraviețuitori ai închisorilor, în frunte cu părintele Constantin Voicescu, Dumnezeu să-l odihnească, au plantat pentru prima dată de la căderea comunismului în 1993, în ziua de 30 noiembrie, o cruce pe acest loc. Era atunci o cruce modestă, dar era un prim început. Și atunci a fost prima comemorare, după mai bine de jumătate de secol, de interdicție a lui Corneliu Zelea Codreanu. Mulți atunci s-au temut, crezând că vor fi represalii. Începând din 1994, comemorările au continuat, au început să se facă marșuri în fiecare an și iată că astăzi avem 30 de ani de continuitate. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți să ascultăm slujba Parastasului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zeșile mante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut, născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăința, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Și ce pe milul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghească niște mei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică a sfinților, aceluia cu din adinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Și ce ați umblat pe calea cea strâmtă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit-o vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit,
iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământ, din care le-am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne prin noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează în rai, unde cetele sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odihnește-i, trecându-le lor toate greșelile. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între strălucire, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sfânte și Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia! Slavă ție, Dumnezeule! Aleluia! 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 Slavă ție, Dumnezeule! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, Corneliu Zelea Codreanu, Nicolae Constantinescu, Ion Caranica, Doru Belimache, Ion Caratanase, Iosif Bozântan, Ștefan Curcă, Gabriel Bogdan, Ion Atanasiu, Radu Vlad, Ion Grigore State, Ion Pele, Ștefan Georgescu, Ion Trandafir, și pentru adormiții robii lui Dumnezeu, Elisaveta, pomenire ei de 6 luni, Marcel, pomenire de 2 luni, cu tot neamul lor și cel adormit, și pentru casele sertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! La Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cere. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavole surpat și ai dărit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, acum împomeniți. Odihnește, Doamne, cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, Dumnezeule, iartă-le lor! Dumnezeu să ierte!
că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, acum pomeniți, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțam împreună și Părintului tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este sfânt precum tu, Doamne Dumnezeule meu, care să aduncă credincioșilor tăi bunule și ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Marea vieții văzând-o înălțându-se de viitorul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând spre către tine, soare din stricăciune viața mea mult milostivă. Cu adevărat deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis. Că în deșert se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura. Când dobândim lumea, atunci în groapă ne sărășluim, unde împreună sunt împărații și săraci. Pentru aceasta, Hristoase Dumnezeule, prerobite-i aceștia mutați de la noi, odihnește-i ca un iubitor de oameni. Marea vieții văzând-o înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergându-i către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive. Cuvinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii merge. Făcând tânguire de îngropare, cântare, aleluia! Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, și viața fără de Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântări cinstind-o să o mărim. Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putează căuta oștile îngerești. Iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericim. Să luăm aminte pace tuturor și Duhului tău. Fericită este calea în care merge astăzi suflete, că s-a pregătit ție loc de odihnă. Către tine, Doamne, voi striga înțelepciune.
Din Epistola 1 către Tesalonicene a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Și aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi, cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți, pentru că însuși Domnul întru poruncă, la glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și cei morți întru Hristos vor învia întâi. După aceea, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, binecititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către dei care veniseră la el: adevărat, adevărat zi vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat zi vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osănădirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud așa judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm, Doamne, minu. Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta atât de negrit a zidit-o din țărână și întocmit-o după chipul și asemănarea Ta l-ai podobit cu înfățișare și frumusețe ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavii și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrednicit, pentru că răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni, ca Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acestea și aceste negreite legătura Ta, prin vederea Ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se ridicească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintului celui fără de început, și une născutului Tău și Preasfântului, de o ființă și de viață făcătorului Tău Duh, să nu gădui ca făptura Ta să fie o înghițită de fire, și trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptului. Le-au căzut în grea furisanie de la Hiereu și din împăsare sau din lenevie,
dau, Domnul iertare, iartă-i pe aceștia prin mine, meritul păcătosului și nevrednicul tău slujitor. Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Trupurile lor le dezleagă în cele dintr-o care a fost alcătuite, iar sufletele lor le rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, care-i dat sfinților tău, cinci și apostoli, această putere ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega să fie legate și dezlegate, și prin ei și nouă, deși suntem nevrednici, din iubire de oameni ne-ai dăruit această putere, dezleagă, Doamne, de adormiții robii tăi, Corneliu Zilea Codreanu, Nicolae Constantinescu, Ioane Caranica, Doru Gărimace, Ione Caratanase, Iosif Bozântan, Ștefane Turca, Gabriela Bogdan, Ion Atanasiu, Radu Vlad, Ioane Grigore Stante, Ioane Fele, Ștefane Georgescu, Ioane Trandafir, și pe adormiții robii lui Dumnezeu, Elisaveta, pomenire și parastase de 6 luni, Marcelă, pomenire și parastase la 2 luni, cu toată neamul lor și-a dormit. Dezleagă-i, Doamne, de păcatele sufletești și trupești și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii tale, să le tuturor sfinților tău. Înțelepciune, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevărat Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale sfinților, măriților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale preacuvioșul de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu ale sfântului și dreptului Lazăre, cel înviat a patra zi din morți de Domnul, și pentru ale tuturor sfinților săi, și sufletele adormiților aduroasei astăzi pomeniți cu toată neamul lor cel adormit, în cortul drept se așeze, în sânele lui Avram să odihnească și cu drepții se numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, astăzi pomeniți, cu toate neamul lor și dormit, descoperiți. Celepulor, Doamne, veșnică pomenire, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Și celor din mormântul viață dăruindu-le, Hristos a înviat din morți,
te călcând și celor din morminturi viață dăruindu-le. Dumnezeu să ierte, iar pe noi să ne miluiască ca un bun șteoaber iubitor. Amin. Reluați flancurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, întrească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, Cel Acestea Părinți, peste cei morți, peste cei vii, care dai hrana celor plămâși, îmbrăcăminte, celor goi, binecuvintează, Doamne, mâncarea, băutura, toate darurile și nazării care se împart astăzi pentru adormiții robilor Dumnezeu pomeniți. Iar cei care vor împărți și vor primi aceste daruri de Doamne sănătate și totdeauna să-i pomenească rugăciunilor lor. Iar adormiților robilor Tăi, astăzi pomeniți de-ne, Doamne, spus bună, înfricoșătoarea judecată Ta, ușurează-i, Doamne, de păcatele ce au făcut cu lor, cu cuvântul sau cu gândul. Că Tu singur ești fără de păcat și Tu toate le sfințești, acum și pururea și în vecii vecilor. În veci să fie pomeniți, Dumnezeu să ierte și se odihnească cu cei drepți în vecii vecilor. Amin. Amin. Am să chem aici să dau cuvântul, nu înainte însă de a saluta prezența delegațiilor, prietenilor noștri de și colaboratori. Noua dreaptă, Fundația Redarea Istoriei, condusă de domnul Mișu Păun, dintr-o familie de anticomuniști de la Târgoviște. Și dacă mai sunt aici oameni pe care nu i-am menționat de la alte organizații, îmi cer scuze, am să o fac. De asemenea, băieții de la Asociația Gogu Puiu și Haiducii Dobrogei. Și Fundația Iunga Vilogoran, evident. Am să chem ca să vorbească pe camaradul Manuel Anduino și rog un camarad tânăr să vină și să preia drapelul Falangei. Haideți un băiat tânăr să vină aici. Tu te simți tânăr? Camarade? Pierre Marie, vină și tu, te rog. Îl rog și pe Alexandru Balcu să vină. Buenos días, camaradas y amigos. Para mí es un honor representar a los patriotas y a los falangistas españoles en el recuerdo a Cornelio Celea Codreanu y al resto de legionarios rumanos que aquí fueron vil y cobardemente asesinados. Dragi camaradas romani, vă salut în numele falangei española. Și vă salut în fața acestei cruci unde au fost ucizi Corneliu Codreanu și camarazii românii lui, la fel de sistem că a ucis șeful nostru José Antonio Primo de Rivera. Como sabéis, todos los años los falangistas rendimos homenaje en Majadahonda, junto a la ciudad de Madrid, a Ion Mota y a Basile Marín en el asesinato de su muerte combatiendo junto a los falangistas en el cerco a Madrid. Desde entonces, la sangre de los legionarios rumanos y la sangre de los falangistas españoles regaron las tierras y los pueblos de España en la lucha contra el comunismo. Y desde entonces y para siempre, la sangre de los legionarios rumanos y de los falangistas españoles
se unieron en la lucha contra el comunismo, pero también en la lucha contra el liberalismo. Como dijo Cornelia Celeo Codreanu en el manual del jefe, los legionarios rumanos son hombres de acción. Son hombres que deben de tener valor, porque a través del valor y del sufrimiento se alcanzará la victoria. Una victoria que ni Codreanu ni José Antonio Primo de Rivera vieron, pero que los franquistas españoles y los legionarios rumanos seguimos luchando por ella y con la bandera alzada. Așa cum a spus Corneliu Codreanu în manualul conducătorului legionar, luptătorii legionari trebuie să aibă curaj și lupta pe care o duc trebuie să arate valoare. În această luptă, nici Corneliu Codreanu, nici José Antonio Primo era, nu au apucat să vadă finalul luptei lor. Dar noi, cei care ne aflăm aici, trebuie să continuăm. Codreanu y José Antonio Primo de Rivera fueron asesinados por los mismos que hoy persiguen a los legionarios rumanos y a los falangistas españoles. Los mismos que quieren cambiar la historia. Los mismos que la manipulan para perseguirnos, detenernos y finalmente encarcelarnos. Da igual, la lucha continuará. Ni los legionarios rumanos ni los falangistas españoles daremos un paso hacia atrás. Porque la única batalla que se pierde es la batalla que no se da. Y Codreanu y José Antonio Primo de Rivera nos enseñaron a legionarios y a falangistas a dar siempre, siempre un paso al frente. Cei care i-au ucis pe Corneliu Zelea Codreanu și pe José Antonio Primo de Rivera sunt cei care astăzi ne persecută și pe noi, pe toți luptătorii și care vor să impună aceleași lucruri care le-au impus atunci, tăcerea. Precum Corneliu Zelea Codreanu și precum José Antonio Primera au luptat și au demonstrat întotdeauna că trebuie făcut un pas în față și niciodată un pas în spate, noi aici vom continua și de aici înainte vom continua să luptăm împotriva lor, împotriva celor care vor să ne ducă în obscuritate și într-o societate care nu are nimic de a face cu valorile umane. Y para finalizar, camaradas, os mando un recuerdo muy especial de los falangistas españoles. Estáis a miles de kilómetros de distancia, pero estáis en nuestros corazones. ¿Me vais a permitir que despida a Codreanu y al resto de legionarios que aquí fueron asesinados como hacemos los falangistas en España? Con José Antonio y con el resto de caídos, porque seríamos unos traidores si no recordáramos a los que nos precedieron en el sacrificio, a nuestros caídos. Vale. Din partea falangiștilor spanioli, domnul Antonio ne transmite modul în care falangiștii spanioli comemorează pe legionarii români și pe cei care au căzut în Spania în lupta împotriva comunismului. Și mai devreme, domnia sa ne-a prezentat modul în care se desparte de Corneliu Zelea Codreanu și de cei 13 comandanți legionari care au căzut împreună cu el aici. Gracias y un abrazo desde España. Gracias. Mulțumesc și vă îmbrățișează din partea falangiștilor spanioli. Mulțumesc camaradului de la Mișcarea 41 pentru că ne-a asigurat acest moment de traducere și vreau să mulțumesc de asemenea falangei spaniole, domnului Manuel Andrino, domnului Miguel Menéndez Pinar și tuturor camarazilor spanioli pentru grija pe care o poartă monumentului lui Moza și Marin de la Majadahonda, pentru lupta pe care o duc în justiția spaniolă, salvând de la demolare în ultimii ani
acest ultim monument al Spaniei naționaliste, după ce toate celelalte au fost distruse de comuniștii din Spania. Vreau să dau cuvântul camaradului Pierre Marie Bonneau. Este un iubitor pasionat al României. Aș putea spune că România este pentru el a doua patrie, ca și Franța. Vine foarte des în România și cunoaște istoria României așa cum mulți dintre noi, din păcate, nu o cunoaștem. Are cuvântul Pierre Marie Bonneau. Dragi camarazi români, înainte de a începe discursul meu, aș dori să îmi cer scuze pentru greșelii pe care am făcut în limba frumoasă voastră. Nu este foarte ușor pentru mine să vorbesc direct în română. Ca în fiecare an, e pentru mine un mare onor să pot vorbi în fața Tretei Cruci. În acest loc unde au fost ucizi copiii a României, numai vinovati să au iubit țara lor, țara voastră, prea mult. Exemplul lor trebuie să ne ghideze acțiunile noastre în toată viața. Și cu acest exemplu, cred că steagurile noastre vor se ridica în toată Europa și vor reda națiunile noastre libertatea și mândria. Vă voi transmite salutul șefului nostru, Ivan Benedetti, și salutul tuturor naționalistilor din Franța, pentru că în toată Europa mândria, libertatea, viitor sunt fii exemplului Codeniuzelea Codreanu și exemplul lor oamenii care au fost ucizi în acest loc. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, camarade! Din păcate, președintele fundației Ion Gavrilo Ogoranu, Coriolan Baciu, nu este prezent, pentru că în drum spre noi, în București, a avut parte de un accident rutier. Este bine, nu este în pericol, dar accidentul a fost destul de serios și a trebuit să rămână acolo pentru a face toate formalitățile legale. Și pe această cale vreau să transmit și salutul său, el fiind și executorul testamentar al lui Ion Gavrilo Ogoranu. Câteva cuvinte din partea reprezentantului Noii Drepte, organizație cu care acționăm împreună și cu care ne ajutăm de fiecare dată, va spune camaradul Alexandru Balcu. Doamne ajută, dragi frați și surori, dragi camarazi, timpul este scurt, așa că nu o să mă lungesc. Reiau ce am spus anul trecut, că în noaptea de 29-30 noiembrie 1938 consider eu că a început Golgota neamului românesc. O Golgotă care este și în prezent și care a stat și stă sub mantia neagră și plină de ură a Talmudului. Pentru că acesta este adevărul. Ceea ce s-a întâmplat în acea noapte, putem spune că este în contextul întregii Europe de la acea dată. Era o luptă acerbă între forțele naționaliste din toate țările europene trezite la viață și francmasonerie ca armă principală a Cahalului. De fapt, pot spune că putem alcătui o adevărată schemă logică, dacă vreți, și cel mai bun exemplu este cartea simpatizantului legionar Nicolae și
geniului care a fost Nicolae Paulescu, în cartea sa Spitalul, Coranul, Caharul Talmudului și francmasoneria, arată clar cum era această încrengătură care încerca să pună gheara asupra întregii Europe. Spuneam că atunci a început Golgota neamului românesc. Avem și anumite, să le spunem, cine am lucrat cu project manager, ceea ce înseamnă milestones, cum ar fi exact peste 10 ani noaptea fatidică din 14-15 mai 1948 și culminând cu nopțile începute la Timișoara și apoi la București din decembrie 89, când a avut loc o nouă revoltă anticomunistă și anti-iudeo-bolșevică. Iar după aceea noi am crezut că am scăpat de negura vremurilor, dar putem spune în continuare că lupta nu s-a terminat. Pot să spun totodată că în contextul luptei din Europa la acea vreme, mișcarea legionară ocupa un loc aparte. Și pot să mai spun că asupra României, care de fiecare dată când am prilejul o să spun cu mândrie, suntem singura țară cu origini latine creștin-ortodoxă din lume. Iar mișcarea legionară, așa cum spunea capitanul în cartea sa pentru legionari, își dorea să creeze omul nou. Ce era acest om nou? Fac o paranteză, comuniștii au prelat după aia sintagma, transformând-o în cu totul altceva. Omul nou, pe scurt, era eroul creștin, așa cum spune în cartea pentru legionari, o carte de pătrâi a naționalismului românesc. Eroul creștin, ei, acest lucru, un erou creștin ortodox care să se scuture de jugul, eu aș putea spune, unei smerenii prost înțelese, unei false smerenii, ci să-și afirme pe lângă credința creștin-ortodoxă și sângele neamului românesc, acest lucru era intolerabil pentru cei care se doreau atunci stăpânii lumii și se doresc și acum. Noi, urmașii celor de atunci, ce avem de făcut? Avem, așa cum spunea camaradul din Spania, trebuie să avem curaj, trebuie să avem onoare, trebuie să avem credință, în același timp cu blândețe și înțelegere față de noi, poporul român, iar în același timp nu trebuie, indiferent ce spun institute ca Elie Wiesel, să lăsăm această amintire a mișcării legionare și a naționalismului românesc să se piardă, să o transmitem din generație în generație, pentru că avem de ce să fim mândri. Mișcarea legionară a fost, cum am spus, unică în acea perioadă și va rămâne unică prin faptul că alături de sentimentele naționaliste patriotice care erau firești la toate mișcările naționaliste din întreaga Europa, întotdeauna mergeau la luptă cu icoana Maicii Domnului și icoana lui Iisus Hristos în frunte. Deci nu putem vorbi despre naționalism românesc, așa cum mai sunt alte organizații care, din păcate am văzut și la unele manifestații, vin cu tricolorul românesc, cu fosta semă socialistă sau se duc la mormântul lui Nicolae Ceaușescu, considerându-l un mare naționalist. Părerea noastră e că a fost un criminal, ca toți liderii comuniști. Deci nu putem rupe ceea ce înseamnă naționalism românesc de credința noastră creștin-ortodoxă. Eu sunt absolut convins că, cel puțin în ceea ce mă privește, la judecata de apoi, nu o să fiu judecat ca român, nu o să fiu judecat ca și creștin-ortodox, ci ca român creștin-ortodox. Doamne ajută! Doamne ajută! Atunci, doamne, mulțumim, Ale. Aceștia doi sunt
doi dintre cei 14 oameni care în 1900 erau foarte tineri, erau unii dintre ei studenți, așa cum sunt mulți dintre cei care astăzi sunt aici în mulțime, și care, în ciuda precauției foarte mare a bătrânilor, a multora dintre cei care supraviețuiseră, pentru că se temeau că acest gest va atrage după sine repercursiuni, au avut acest curaj și cu binecuvântarea și cu curajul dat de părintele Constantin Voicescu și de regretatul Nea Titi Dobre, au făcut acest gest. În acea zi, ei au fost eroi, Florian Ilie și Cristian Neagoie. Și Cristi Neagoie o să vă și spună câteva din trăirile sale din acea zi. Trăirile le avem în continuare de 30 de ani. Peste 3 zile se împlinesc fix 30 de ani. Înfrânt nu ești atunci când sângeri și nici când lacrimi ochițiți. Cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis. Să nu renunțăm niciodată la vis, ne-a spus Radu G, pentru care știți că a făcut și închisoare. Acum 30 de ani, cu binecuvântarea părintelui Voicescu, la Biserica Gordan, câțiva dintre noi am hotărât, la indicația părintelui, să punem o cruce aici, prima cruce care aveam. Am găsit la un atelier de tâmplărie, cum am putut noi, o noapte a stat la camaradul, o noapte la un camarad care a terminat comerț exterior și ultima noapte în Biserica Sfântului Ilie Gordan, cum era normal. A fost o încercare, practic a fost o încercare. Pe data de 28 noiembrie 1933 a fost primăvară. Dimineața, da, 1993, era primăvară. Camaradul mă sună. Ce facem? Mergem? Păi mergem, normal. Cineva o să spună dânsul cum a fost. A zis, nu mergeți acum că e vreme urâtă. A doua zi era viscol, deci a fost o încercare. Puneți în altă zi. Și spun camaradul acelei persoane care ți-a spus o bună, dacă Crăciunul e pe 25, ce facem? Noi îl sărbătorim? Și a zis, acum e? Am făcut rost de mașină și am venit cu lopeți, cu casma, cu tot ce aici am pus. Acum, camaradul, să vă spun în continuare. Mă numesc Florian Ilie. A fost președintele Fundației Buna Vestire din 1992 până în 1998. De ce a fost pus aici? Am pus trei. Nu una, trei. Am avut și un grilaj. L-au distrus pe tot. Ce pot să vă spun? Eu nu prea sunt orator. Cum spunea capitanul, oratoria ta să fie fapta. Prin fapte demonstrăm că suntem. Dacă suntem. Din păcate, regiunea așa are forța încet. Suntem puțini. Dar, cum spunea și capitanul, chiar, nu? Cel ce luptă chiar singur pentru Dumnezeu și neamul său, nu va fi învins niciodată. Așteptam să fim mult mai mulți astăzi aici. Din păcate, suntem puțini. Dar cred că bun. Am văzut și copii. Ei sunt viitori. Știți? Legionar nu te faci. Te naști. Îl ai în sânge, te naște. Iar acest neam va renaște. Sunt convins că va renaște. Spiritul dacic nu va muri. Maria sa Eminescu spunea că în această țară trebuie totul dacizat. Asta trebuie să facem. Să revenim la origini, poporul nemuritor, dacii nemuritori, ăștia suntem, am civilizat un glob întreg, nu o spun eu. Din păcate, istoricii noștri nu se mai ocupă de ceea ce trebuie, o spun alții,
cine suntem și cine am fost. Să revin la povestea primei cruci. A fost complicat. Am hotărât să o punem. Și mulți dintre cei legionari bătrâni i-au spus că nu e moment, că trebuie mai altceva, mai festivism, mai... Noi așa am simțit atunci și până la urmă spun, așa ne place nouă să spunem adevărul. Mulți de aici poate îl cunosc. Mircea Nicolau, Dumnezeu să-l ierte, să o odihnească, s-a opus total. Și n-am știut ce să fac. Și atunci l-am sunat pe Neatetii Dobre și l-am întrebat ce fac. Crucea era în biserică la Sfântul Ilie Gorgan. Pe 29 decembrie am adus-o acolo, a sfințit-o Părintele Voicescu. Ce fac? Mă, tu ce vrei să faci? Să o pun. Atunci du-te și pun. Pe 30, exact ce a spus Cristi, era zăpada până la genunchi. Trebuia să vină un autocar, n-a mai venit nici ăla, că s-a speriat de vreme și m-am trezit la biserică cu 14 persoane. Exact. Că nu e întâmplător nimic, reține ce vă spun, cât sunt pe cruce, 4 fete și 10 băieți. Așa a fost. Pot să le spun și numele, dar... Da, doi au plecat dintre noi. Am venit cu un TV-ul, l-am luat și pe șofer, am săpat aici... Vă dați seama cum? Am pus crucea, am aprins lumânări și am început să... Am spus o rugăciune, am cântat și când a văzut șoferul ce scrie pe cruce, a zis că dacă știa, nu ne mai aduce. Serios! Așa a fost! Ne-am întors înapoi. Era speriat, sărac. Ne-am întors la biserică, la Gorgan, să-i dăm banii, cum ne-am înțeles. A zis că nu-i mai trebuie niciun ban. Nu se poate, domnule, ia-ți banii. Așa ne-am înțeles. Asta e povestea primei cruci. Înțelegeți? Asta e povestea. Mulțumesc lui Dumnezeu că datorită nouă și la cei care ne-au susținut, au început pelerinajele pe acest loc la Cântăbești. Eu cred, să-mi scuzați modestia, că dacă nu puneam atunci crucea aia, nu exista nici asta. Vă mulțumesc și trăiască legiunea și capitanul! Trăiască legiunea și capitanul! Dragi camarazi, îl rog să vină aici pe Adrian Pantazi. Unii din voi îl cunoașteți. El compune melodii pe versuri existente, uneori compune și scrie și versurile și ne-am gândit că și lui Dumnezeu îi place frumosul alta, așa cum vom putea cu sistemul de sonorizare nu foarte adecvat pentru asta, să-l lăsăm să cânte o piesă pe... Sunt două piese pe versurile lui de data aceasta. El a compus o melodie și le-a înregistrat, să știți, există pe internet și o să le difuzăm și noi. A compus și pe versurile lui Radu Gir, Mormântul Capitanului, și pe... a făcut versuri pe melodia și a cântat în variantă românească Son of Romania. Dar acum să-l ascultăm cu două piese dedicate Capitanului, să sperăm că vor ieși cât de cât... Sonorizarea este cea care... Ideea este că tineretul trebuie să aibă acces la muzică în tonul epocii respective. Bine, e folk, e mai mult pentru ăștia ca noi, dar cred că place și tineretului.
pe drumul știut. Suntem aici ai tăi, n-am dispărut. Prin vremuri de urgie și prin coane, i-a văzut în pădure iarăși căpitale. În vremuri de urgie și prin coane, i-a văzut în pădure iarăși căpitale. Spre calea îngustă trecem pragul porții. Mei și lupii sunt echipa morții. Ne înfricați ca legiunile romane. Condu-ne către luptă, căpitane. Ne înfricați ca legiunile romane. Condu-ne către luptă, căpitane. Trezește-n noi strămoșii neînfrânți. Spre cum de vitejie să ne avânți. Să nu ne împiedicăm de lighioane, condu-ne spre victorie, căpitane. Să nu ne împiedicăm de lighioane, condu-ne spre victorie, căpitane. Învață-ne să facem rugăciunea, să înălțăm spre mântuire națiunea. Să trecem curat și smerit prin canoane, ajută-ne să fim puternici căpitane, să fim mai buni cu fiecare suflare, credința la revere ca o floare, în suflet mereu cu lumini din icoane, pădune. Ci e căpitane, se anunță vremuri brunte de asuprire, vom lua pe umeri iarăși crucea de martiri, vom auzi cuie scâșnit sub ciocane, ajută-ne să călcăm moartea căpitane, vom auzi cuie scâșnit sub ciocane, ajută-ne să călcăm moartea căpitane, să fim toți ca unul sub coroana de spini, un neam de bine credincioși creștini. Să ne luptăm cu foartele dușmane, condu-ne către biruință, căpitane. Să ne luptăm cu foartele dușmane, condu-ne către biruință, căpitane. Să fim urmași vrednici de legionari, să nu cădem sub cizme de torționari. Să nu ne îndoim, să înfruntăm uragane, ajută-ne să fim ca brazii căpitane. Să nu ne îndoim, să înfruntăm uragane, ajută-ne să fim ca brazii căpitane. Ajută-ne să fim ca brazii căpitane. În pace t-odihnește, menirea ta e la început, durere și amar. Luptând într-un cumplit război, nimic nu a fost în zadar, căci azi tu trăiești prin noi. Duhul tău răzbate râu de onoare și mândrie, șoapte venite de departe, de la cei căzuți ca datorie. Tu ești fiu al României, părinte al gărzii de fier, erou al veșniciei, capitanul nostru din cer. Tu ești fiu al României, părinte al gărzii de fier, erou al veșniciei, capitanul nostru din cer. Pentru viața ta jertfită și iubirea ta de Dumnezeu, vom birui orice ispită și ne vom ridica mereu. Duhul tău răzbate în aceste vremuri de urgie, șoapte venite de departe ne cheamă iar la datorie. Tu ești fiu al României, părinte al gărzii de fier, erou al veșniciei, capitanul nostru din cer. Tu ești fiu al României, părinte al gărzii de fier, erou al veșniciei, capitanul nostru din cer. Se înalță iarăși rugăciunea, armă ce frânge-l vești dușmanul. Trăiască veșnic legiunea, trăiască veșnic capitanul. Se înalță iarăși rugăciunea, armă ce frânge-l vești dușmanul. Trăiască veșnic legiunea, trăiască veșnic capitanul.
Bravo! Mulțumim, Adrian Pantazi! Bravo! Camalas! Pentru apelul morților, let's!